S-a încheiat Mircea John clasificându-se pe locul 21, o cursă foarte slabă. Vom vedea imediat această cursă, o cursă foarte slabă, căzături multe, ieșire din traseu. Să vedem această cursă. Iată, s-a dat startul. Iată-l pe Mircea John. O cursă destul de slabă pe care Mircea John a parcurs-o. Nu mă așteptam la această cursă. Să vedem liderul acestei curse. Iată-l pe Mircea John. Iată-l. Frustrare de pe motocicletă. Mircea John. Vedem liderul acestei curse. Iată, recurser. Și din nou Mircea John. Ia să vedem în spatele lui Mircea John. Da, de ultimul este Orzbrun. Iată-l. Și din nou Mircea John. Imediat ne apropiem de jumatea cursei. Iată-l pe Mircea John. Ieșit din traseu. Și că are multe căzături și ieșire din traseu. Ia să vedem pe primul curser. Walker, iată. Și Mircea John. Ia să vedem ultimii concurenți, Orzbrun, iată-l. Iată-l pe Mircea John, din nou acolo în curând dintre ultimii. Sawati. Am trecut de jumătatea cursei. Iată-l din nou pe Mircea John. Iată-l. Ultimul, el este ultimul concurent. Iată-l pe Curster, primul care conduce cursa. Walker. Și Mircea John. O cursă foarte slabă, vom vedea la sfârșit antrenorul care este, va fi foarte atât, va fi foarte supărat pe Mircea John. Iată pe Mircea John. Ne apropiem de finalul cursei. Iată la liderul Porter. Mircea John. E, tot Mircea John este ultimul. Iată-l pe Mircea John.
Aceasta a fost cursa în care Harrison a câștigat această cursă. Iată, Mircea John, locul 21. Acum, iată, clasamentul în această cursă. Mircea John acumulând un punct în această cursă. Iată, antrenorul său supărat foarte tare pe Mircea John. Și clasamentul general, Mircea John a coborât pe locul 22 în această cursă. Iată. Și cu aceasta vă spunem la revedere.